reviste de istorie militară, socotesc ar fi un act de împietate din partea mea, ca istoric militar, să nu iau cuvântul la o asemenea activitate care comemorează, iată, un an de la dispariția celui care a fost profesorul Gheorghe Buzatu. L-am cunoscut pe profesorul Gheorghe Buzatu de aproximativ 30 de ani. Mergeam la Iași cu regularitate înainte de 1989, pentru că profesorul Buzatu, trebuie să o spun aici, a fost un prieten adevărat al istoricilor militari și al istoriei militare în general. Noi l-am revendicat pe Gheorghe Buzatu, ca și pe alți distinși oameni care s-au ocupat de istoria militară, drept un istoric militar. Și vom purta permanent o deosebită recunoștință. Gheorghe Buzatu, așa cum l-am cunoscut la Iași, mi-e martor aici doamna Stella Cheptea, de câte ori eram prezent la Institutul Xenopod și discutam până seara târziu, m-a impresionat extraordinar acest om și n-am să uit acest apelativ pe care îl folosea, era uzitat de Gheorghe Buzatu, bre. Când îmi spunea bre, era un act așa de prietenie extraordinar, de apropiere față de un om. Așa îl simțeam eu pe profesorul Buzatu. Profesorul Gheorghe Buzatu a fost, din păcate, un istoric supus cenzurii de două ori, în două regimuri. Și o spun eu asta, dacă a fost în vechiul regim un fel de cenzură oficială aproape, pentru că eu am trăit acele vremuri, când se spunea, domnule, dacă cităm pe profesorul Buzatu, de acum nu-i mai cităm numele, cităm lucrare. Păi cum, domnule, puneam asteriscuri în loc de numele Gheorghe Buzatu, pentru că primisem asemenea indicații, să zicem oficiale. Dar, din păcate, domnul Gheorghe Buzatu a fost supus unei cenzuri, aș zice eu, oficioase. Poate că și datorită aplicării domniei sale, spre a face lumină asupra personalității mareșalului Antonescu, în anii 90, la începutul anilor 90, poate și pentru pasul pe care l-a făcut, și nu știu, a fost bine, a fost rău în politică, și i-au adus și de data aceasta un fel de cenzură, i-aș zice eu, oficioasă. Nu se spunea așa, dar e bine totuși să evităm în a-l publica de multe ori. Dar asta ceva mai târziu. A fost un prieten foarte apropiat al istoricilor militari și îmi pare rău că n-am aici o statistică să vedeți câți doctori a făcut Gheorghe Buzatu din rândul istoricilor militari și mă refer la istoricii militari în uniformă. Ceea ce iar se știe mai puțin este faptul că avea o bunătate și încă se știe mai puțin. O recunoașteți toți această bunătate a profesorului profesorului Buzatu. Dar eu am să vă dau un exemplu. A plecat dintre noi, nu știu, au trecut mai bine de 10 ani, de când a plecat dintre noi un coleg, Mircea Chirițoiu, care lucra la arhiv. I-a fost un prieten apropiat. Vreau să vă spun că după dispariția lui Mircea Chirițoiu, domnul Buzatu a fost tatăl copiilor, tatăl adoptiv, dacă vreți, al copiilor lui Mircea Chirițoiu. De educația cărora s-a ocupat, era, sigur avea puterea, era atunci vicepreședinte al Senatului, dacă mă înșel, doamna Chirițoiu. Și nu putem uita lucrul ăsta. Nu putem uita pe câți oameni a îndrumat din rândul nostru Gheorghe Buzatu. Mie mi-a fost un adevărat idol, dacă vreți. Parcă mă închinam la el dintotdeauna și am fost apropiat și înainte și după 1989. Chiar foarte apropiat. Poate că nici nu și-a dat seama cât de mult îl iubeam. Apropo de dorința sau de meriturile pe care le avea pentru a face parte din Academia Română. Mi-aduc aminte când vorbea domnul Buzatu despre, de data asta, despre regretatul Florin Constantiniu și spunea cam așa, zice, nu profesorul Constantiniu are nevoie de Academia Română, ci Academia Română avea nevoie de Florin Constantiniu. Cam tot așa s-a întâmplat și cu profesorul Buzatu. Fie țărâna ușoară și acolo unde este și noi, istoricii militari, nu sunt mandatați să vorbesc în numele tuturor, dar
eu cel puțin și mulți alții îi vom păstra o veșnică recunoștință. Mulțumesc!